Bun găsit, vă spun de la Făgăraș, sunt Cosmin Bulzan și vă prezint buletinul știrilor de astăzi. Trotoare pline de gropi, așa arată zona din spatele cetății. Dacă intrarea spre monument și partea până la catedrală au alei asfaltate, ceea ce nu e vizibil pentru turiști este ciuruit. Unii făgărășeni spun că până nu se accidentează vreun trecător, nu se va întâmpla nimic. Zona pietonală va rămâne neasfaltată. Cetatea țării, Făgărașul, este locul cel mai vizitat de către turiștii care ne tranzitează orașul. Aceștia au ocazia să vadă fortăreața în care a stat Mihai Viteazu și soția sa, doamna Stanca. Totodată, turiștii care vin să viziteze monumentul istoric pot observa și zona din jurul cetății, care însă arată bine doar pe jumătate. Oamenii care vor să facă o plimbare rămân dezamăgiți de felul în care arată promenada. În fața cetății și în zona situată în apropierea centrului și a catedralei, aleea este asfaltată, există zonă verde, parc pentru copii și numeroase bănci, însă nu putem spune același lucru și despre partea din spatele cetății. Acolo e un dezastru. Trotuarele, dacă le mai putem numi așa, sunt ciuruite. Nu, că sunt numai gropi. Groapă lângă groapă, uitați-vă. Aici, pe dincolo, chiar numai partea aia către catedrală cei mai lasă. În rest, și nu numai, că am mai zis și repet, în tot orașul, nu? E dezastru. Nu știu cum va avea timp și bani ca să o repare. Până nu s-a găsit cineva să îi dea în judecată că nu poți în un accident ceva să rupă piciorul sau că se poate face și așa de orice. Consilieri și toți, că nu e primarul, poate să facă și consilierii. Pe lângă pericolul accidentării la care se expun persoanele care aleg să circule prin spatele cetății, ocolesc zona și tinerii care ar fi vrut să se dea cu rolele sau să se plimbe cu bicicleta. Nu mai vorbim de persoanele cu dizabilități, cărora le este imposibil să se deplaseze pe acolo. De? Gropile? Îmi pare rău că nu le-au făcut și așa cum au făcut partea elantă. Că era frumos. Era ceva aranjat în jurul cetății și păcat de ăsta, dumne, de ce avem noi aici în centrul orașului, că e părăsit. Sub toată critica. Și soțul meu e paralizat și totdeauna mi-e frică să-l aduc pe aici. Dar n-avem ce face, pe ăsta circulăm. Să se rezolve odată, asta e important. Ce părere să mă am cu asta? Dă-i nuiesc de când. Da? Nu știu. De cine aparține? De primărie? De cine? Da? E grav. Nu numai aici. Nu numai pe promenadă. Sunt trotuare care vorba aia. Te împiedici la tot pasul, dacă n-ai grijă. Înainte de vot, toți vin și fac și dreg și după aia te uită. Făgărășenii se întreabă de ce autoritățile nu au reparat și trotuarul lateral. Asta în condițiile în care este asigurat iluminatul artizanal al celei mai cunoscute alei din Făgăraș, promenada. Mai mult, este o zonă pietonală ce face legătura între cartierele din zona de nord cu centrul orașului. Oamenii mai cred că primăria a dorit să reabiliteze doar trotuarele din fața cetății și pe cele din apropierea catedralei, acolo unde opresc autocarele cu turiști. Drumurile județene din țara Făgărașului vor fi greu practicabile în această iarnă dacă va ninge abundent. Consiliul Județean a aprobat planul de dezăpezire în funcție de importanța arterei. Drept urmare, în zona noastră doar un singur tronson intens circulat va fi dezăpezit, drumul județean 104 Perșan-Sebeș-Victoria. Totodată, șoselele care nu sunt asfaltate vor fi închise. Dezăpezirea nu se va face pe toate drumurile județene, ci se va interveni cu prioritate doar pe acelea unde traficul este mai intens și care sunt singurele căi de legătură cu anumite localități. Consiliul Județean a aprobat planul de dezăpezire a celor aproape 800 de kilometri de drumuri județene pentru această iarnă, în funcție de importanța lor. Dacă vorbim despre țara Făgărașului, este important de știut că doar un singur drum intens circulat va fi dezăpezit. Drumul județean 104 Perșani-Sebeș-Victoria. În schimb, nu va avea prioritate la dezăpezire drumul ce leagă Mănăstirea Bucium de Șercăița, drumul spre Mănăstirea Șinca, cel spre Mănăstirea Bunești sau cel dintre Dacia și Bunești. Alte 10 drumuri județene cu o lungime de 95 de kilometri vor fi închise pe perioada iernii, ținând cont că devin impracticabile, nefiind asfaltate și oricum au un trafic redus, iar legătura cu respectivele localități se va face pe alte rute. În zona Făgărașului se închide peste iarnă șoseaua dintre Viștea de Jos și Drăguș, Sâmbăta de Jos, Drăguș și Inca Nouă. Licitația pentru serviciul de dezăpezire pentru acest sezon este în prezent în curs de atribuire. Pentru lunile de iarnă din acest an, Consiliul Județean a alocat pentru dezăpezire aproximativ 1,4 milioane de lei. Răsfăț pentru căței cu stăpâni din Făgăraș. Au parte de tratamente la salon, tuns, frezat, spălat și periat.
Obiceiul de a-l duce pe cuțul la salonul de toaletaj nu este deloc iubit de căței. Pentru patrupede este o corvoadă și nu un moft, ne asigură specialiștii. Dacă animalul este îngrijit și sănătos, nu este pericol de îmbolnăvire nici pentru stăpân. Câinii nervoși și mârâitori nu acceptă ușor tratamentele de frumusețe, deși sunt supuși unor proceduri executate cu grijă și artă. Blănița lor e pieptănată cu sârg și tunsă rapid în zonele cu probleme. Apoi sunt îmbăiați pe rând în cadă. Cu toții arată la final impecabil, cu blana fină și pufoasă și privirea limpede, fără scame de blană care să le acopere ochii. Patrupedele ies curate din salon și îngrijirea periodică ce intră în responsabilitatea stăpânilor îi ferește de boli. Oameni care își îngrijesc căței sunt foarte mulți și mă bucur că sunt și foarte mulți proprietari responsabili care, pe lângă faptul că îi îngrijesc din punct de vedere al igienei, îi tund, îi spală tot ce ține de toaletare, îi vaccinează regulamentar, sunt foarte, foarte responsabili. De fapt, acești câini au devenit membri ai familiei și se preocupă, îi îngrijesc exact ca și cum ar fi un membru al familiei. Pe lângă îngrijirea pe care stăpânii le oferă patrupedelor, aceștia trebuie să aibă în vedere și noua lege care obligă pe toți deținătorii de câini să-i microcipeze pentru a exista o evidență pentru fiecare cățel în parte. Proprietarii câinilor au obligația să-i înregistreze în registrul de evidență la medicul veterinar. Sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor privind identificarea și microciparea câinilor sunt între 2.000 și 5.000 de lei. Este o măsură foarte pozitivă, activitatea de identificare a câinilor cu stăpân, dar din păcate sunt tot cei care sunt responsabili, care își vor microcipa câinii. Rămâne o problemă, câinii cu stăpân care a căror stăpân nu sunt responsabili ca să-și microcipeze câinele. Totodată la Făgăraș se deschide un adăpost pentru câinii fără stăpân. În prezent se așteaptă aprobările pentru a începe construcția padocului. Am obținut printr-un contract de acomodat un teren. Acum am reușit să facem planul arhitectural. Am obținut o parte din avize, mai avem de obținut încă 3 avize pentru autorizația de construcție. Suntem aproape de a finaliza partea de ce ține de birotică, de birocrație, de avize, de autorizații, de tot felul de activități care presupun autorizarea adăpostului, după care vom începe în fapt construirea adăpostului și amenajarea lui. Medicii veterinari sunt bucuroși că tot mai mulți făgărășeni se ocupă de îngrijirea câinilor, nu numai a celor de companie. Există și cetățeni miloși, care dacă găsesc pe stradă căței bolnavi și flămânzi, vin cu ei la medic și apoi încearcă să le găsească un stăpân. La cabinetul situat în spatele cetății au fost aduse recent 3 cățelușe care au fost abandonate și care nu și-au găsit încă o familie iubitoare de animale. Acestea sunt perfect sănătoase, deparazitate și vaccinate și își așteaptă cu drag noi stăpâni. Principalul buletin de știri al zilei cu cele mai importante informații locale se încheie aici. Vă reamintesc că ne găsiți și pe internet. Pentru aceasta aveți la dispoziție site-ul impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, rămâneți pe Nova TV. Urmează 2 emisiuni de dezbateri electorale. Toate cele bune!